dimineața, dragilor! Sunt cu acest domn simpatic, care astăzi conduce un Mercedes, Mercedesul soției. Așa e când ai Touareg. Să mai strică, mai lași acasă, mai pleci cu Mercedesul. Și suntem într-o super călătorie pe meleaguri bănățene. Am plecat de la Coroninii și mergem la Reșița într-o zi din asta de primăvară călduroasă, cu puțină ceață pe Dunăre în stânga, dar cu foarte, foarte mult verde de jur împrejur. Și nu știu exact pe care dintre trasee mergem, Cosmin. Mergem pe traseul clasic Moldova 9 Reșița, care ne ia exact prin inima Banatului Montan, adică Oravița și apoi direct Reșița. Am înțeles. Avem 100 de kilometri de mers. Facem așa, avem de lucru la Reșița, unde se deschide prietenul lui Cosmin, care l-am mai văzut și la Motru, în Oltenia, deschide un nou magazin, Casa Alex, de bricolaj, Casa Alex. Deci aveți și în Reșița de acum înainte serviciile acestui lanț de magazine. Mergem să... Românesc. Mergem să inaugurăm, să filmăm, să ne vadă și pe noi lumea pe acolo. Să fim acolo la deschidere. Exact. Și să și vedem împreună traseul ăsta din Banat, care este spectaculos. Ciun, exact cea care ne apropiem acum se numește Piatra Albă, deci este o porțiune serpentină ideală pentru iubitorii de, mai ales de motociclete, de biciclete și, bineînțeles, de mașini mai agresive. Și apoi, în apropiere de Reșița, avem a doua parte cu foarte frumoase curbe, dealuri și așa mai departe. Și pentru că nu v-am spus exact în ce model de Mercedes suntem între un C200 compresor. 200 compresor, da. Fabricat în 2001? 2000. În 2000, deci o mașină care are 24 de ani și care se prezintă perfect. Și merge perfect. Pentru că asta e un Mercedes de calitate, nu unul din ăsta din prezent la care troznește totul. Da, a luat-o un prieten al meu, care duce mașini din Germania, pentru un alt prieten, ăla n-a mai vrut-o. Și m-a sunat pe mine: bă, Cosmin, vrei o mașină de 120.000 de kilometri din 2000? Cum nu? La 120.000 de kilometri, modelele astea din anii ăștia erau, de-abia atunci aș termina rodajul. Uite cum arată schimbătorul, volanul. Ea e un pic prăfuită că stă, ne primăm cu ea. Însă astăzi am avut chiar o urgență și așa că am luat-o. E de vânzare, dragilor. Aoleu, vinzi pe asta? Da, trebuie. Păi trebuie să vină Mr. Touareg. Aoleu, deci vinzi Mercedes ca să-ți al doilea Touareg? Adică toate să aibă și soția și soț. Al doilea Touareg. V-am spus că Touaregurile dau dependență. Da. Oricum, pe aici și mașina se potrivește cu genul ăsta de traseu. Pentru că dacă am fi mers cu concurentul ei, cu BMW, am fi zburat prin virajele astea. Dar mașina asta îmi confirmă ceva ce am mai văzut la modelele din generația ei de Mercedes. Și siguranță în viraje și plăcere din asta de călătorie blândă, așa. Da, din generația ei, de pe vremea ei, toate celelalte modele de la BMW și de la Audi erau un pic mai rigide decât ea. Mi se pare că e cea mai flexată, adică cea mai moale la suspensie, fără să compromită stabilitatea. Deci traseul ăsta chiar începe să fie spectaculos și pare genul ăsta de driver's course. Viraje și strânse și largi, în urcare, în coborâre, cu un carosabil destul de bun. Însă ne cerem scuze pentru că am început filmarea un pic mai devreme și soarele încă nu este sus. Ăla a fost telefonul meu pe Orange, care a rămas fără semnal. Da, aici pierdem semnalul clar pe Piatra Albă. Aici Piatra Albă e cunoscut în general în zona de vest ca destinația faimoaselor raliuri din anii 80 de viteză în coastă, cu niște modele pe care le menționăm, broadele menționăm. Da. Cu Dacia Sport, da. 1410, 1310, dar mai departe. Cam singurele sau printre puținele mașini ale vremii cu care puteai să participi, mașinile românilor din perioada respectivă. Dar chiar arată foarte, foarte fain și te îndeamnă la condus așa cumva. Dar nu vreau să fiu rău, dacă Orange a rămas fără semnal, Digi are în continuare 4G. Da, da.
nu știu ce fel de turnuri au, ce fel de și, amplificatoare. Și ce am observat și ieri, pe telefonul de la Digi nu mi-au intrat sârbi. Eu amândouă le am cu roaming-ul de date oprit, mai ales când vin la tine. Dar dacă Orange-ul tot timpul se găsește pe A1 SRB, Digi a rămas pe Digi România. Deci e clar că deci eu montat niște, am văzut la locurile clasice unde avem turnul de GSM de-a lungul traseelor pe aceea pe clisură, se văd, s-au văzut la momentul respectiv acum vreo 3-4 ani că s-au instalat efectiv turnuri noi, deci nu că au folosit rețeaua deja existentă, ci probabil că erau aludici, că altfel nu explic. Bravo lor, pentru că se vede în calitatea serviciilor. Eu nu sunt nu-mi place să fac reclamă nimănui care nu m-a convins. Dar uite, Digi ușor ușor m-a convins în acești ani, iar eu folosesc toate cele trei rețele GSM din România și le știu perfect care pe unde merg și care pe unde nu merg. Dar e exact acea chestie care tot timpul am zis-o. Deci nu am nevoie de 5G în mijlocul Craiovei și de nimic aici. Corect. Știi? Că până la urmă de asta se numește telefon mobil. Da, noi am fost cam păcupiți prin zonele astea cu semnalul GSM. Digi e singurul care are o acoperire într-adevăr completă și pe clisura Dunării. Sunt convins că și în alte zone din țară același lucru. Uite, bucata asta, cred că am mai fost și eu de câteva ori pe aici. Am venit pe invers. Da. Și acolo la Anina se bifurcă, nu? Și acolo sunt două rute. La Oravița, da, la Oravița. La Oravița. Poți să iei spre Anina, adică poți să mergi spre aici via Anina sau poți să continui înainte direct către Reșița. Înainte. Și unul dintre trasee e tot așa, e super, super virajat, nu? Cel pe la Big, nu vine, da, pe la Bigger. Pe lângă Anina, pe acolo, da, e și el. Bozovici, Anina, Bigger. Am înțeles. Zone de vizitat în orice anotimp, dar acum cu verdele ăsta sălbatic, chiar e wow. Să sperăm că prindem și un răsărit undeva mai sus, că suntem ușor într-o urcare. A, urcăm până la vreo 700 de metri altitudine. Da. O să avem. Aici sunt probleme, de fapt, iarna. Iarna, dacă vii cu mașina echipată, nu faci de al ăsta. A, da? Da. Am înțeles. Că spantele de stărape destul de agresive și și în curbă. Exact ce vorbeam eu de mai de mult de 4x4 full time sau 4x4 part time. Ai o curbă din asta ac de păr în pantă, nu cuplezi manual pe cele care sunt part time. Nu te înscrii. Adică nu te înscrii, nu urci. Am înțeles. Ne revedem mai sus puțin. Avem aici pe coborârea asta o succesiune de soc. Soc este alb. Asta e salcâm. Asta salcâm? Dar e și soc din când în când. Parcă am văzut eu. Dar sunt culorile, chiar am prins o zi din asta de adevăratele de filmări. Da, e foarte fain. Ieri am avut 30 de grade. Și acum o să ieșim la lumină. Opa, a răsărit și soarele. Suntem la ora asta de matineu, așa, traficul e foarte lejer. Bine, aici și la vârful tău tot așa e. A, da? Da, vezi o mașină, două. Am înțeles. Suntem izolați rău aici. Și conifere. Foarte interesantă pădurea asta și succesiunea de culori. Avem aici un conifer foarte interesant, pinul negru de banat. Ăsta este ce vedem în stânga, care se negresc, frunzele sunt de un verde foarte închis, aproape spre negru, când e în... Bine, el nu își pierde frunzele, e conifer, dar spre mijlocul verii se negresc. Am înțeles. Dar chiar e un traseu foarte mișto pentru împătimiții de condus și de moto. Succesiunea asta de viraje care urcă și coboară sunt o încercare, să zicem așa, și pentru conducător și pentru vehicul. Când veneam de la Timișoara, când eram tine în timpul studenției și aveai o mașină prinsă de pe la din bătrânica din Germanica, un Audi ceva, nu depășeai pe nimeni, pe niciun camion, așteptai pe Piatra Albă ca să-l poți să-l faci pe Piatra Albă. Aici era provocarea.
un GTI, un Golf. Deci veneam, cred că și de 2-3 ori pe zi. Nu va să mă pe dau bucata pe, asta, da. Pe bucata asta. E frumoasă zona asta de dincoace de... Practic noi ne îndepărtăm de Dunăre acum. Da. Aici suntem efectiv în Banat. În Banatul Montan. Montan. Noi mergem acum spre nord, spre Reșița. Da? Fazan. Fazan, ia uite, da. Mai are nicio treabă. Bine, am văzut că sunt indicatoare cu atenție animale. Probabil că mai sunt și vulpi, ceva. Căprioare sunt, da. Mai sunt atât de multe vânători. Adică numeric probabil sunt pe foaie, dar în realitate foarte puțin mai ies la, mai ies la vânătoare. Comparat cu anii 90-2000. Să știi că am văzut și o chestie asta, mai multe zone și în Oltenia. Parcă sunt mai vizibile animalele, da, sălbatice, da, în ultimii ani și datorită statului ăla, anului de stat în casă, s-a prins un ciclu de reproducere care n-a fost afectat deloc de, de vânători și așa mai departe. Dar asta e un lucru bun. Da, sunt multe zone care înainte erau pășuni, un alt factor. Erau pășuni, pur și simplu, terenul agricol, acum oamenii nu-și mai lucrează terenurile, pădurea, deci aici erau pășuni. Uite, acum e pădure. Da. Ne apropiem de trecerea frontierei la în Serbia. Aoleu. Traseu pe care îl vom face, brother, vara asta. Da, vara asta mergem în Serbia să vedem malul sârbesc, cum arată și cum se vede România de vis-a-vis. Dar să vedem când vom merge, că suntem destul de ocupați. Să nu uitați că pe 31 mai, 2 iunie, aici la Cosmin, are loc Touareg Fest România. Posesorii de Touareguri sunt așteptați. Sigur. Vă înscrieți la Dorin Tut, care este administratorul grupului Touareg Club România și Dr. Touareg România, adică omul la care te duci cu Touaregul bolnav și pleci cu el sănătos. Îl găsiți la Călăraș. Acolo și are cartierul general. Dar vă rezolvă foarte multe și din probleme și în online. E un super profesionist care răspunde solicitărilor. Chiar eu deci mă aici chiar, de cele de frontieră. Aici de cele de frontieră, da. Avem 140 de km până la Belgrad. Am înțeles. Mai aproape Belgrad decât Timișoara de noi. Timișoara 102, da. La fel, aceeași. Vorbim de la Moldova, unde luăm bacul. Ah, nu înțeleg. Dacă luăm bacul de la Moldova... Bă, dar e frumos, mă, Cosmin. Chiar frumos. Și la ora asta de dimineață, adică e o oră bună de acum, când e soarele jos, acel golden hour de dimineață și l-a sfințit. O oră bună de cinematografie. Hai că vă mai prezentăm ce mai găsim pe traseul ăsta, băi, mie îmi place maxim. Înainte cu Cosmin despre depopularea zonelor astora, da. Ca de altfel am multora din România. Aduce un pic cu Dobrogea pe aici, să știi. Genul ăsta de relief, să știi. Da, Banatul Montan e puternic depopulat. Caraseviile general e foarte depopulat. E și o cultură locală de a emigra mereu. Era de când mă știu, de pe timpul Ceaușescu. Dar mai ales de când am intrat în Schengen, de populare, de zic eu, chiar și 50% pe locuri. Da, și se vede un pic și pe nivelul de trafic, exact ce vorbeam la oră din asta de dimineață. Ar trebui să ai un pic de volum de trafic, pentru că drumul ăsta merge la Timișoara. Da. Este o realitate a României, de popularea. Autobuzele spre Timișoara, înainte, pe vremea mea, când eram tânăr, vorbim în anii 90, erau 4-5 autobuze care plecau, acum avem unul singur și el merge la 2 zile doar. Serios? Da. Oricum, voi aici sunteți destul de izolat. Spre Orșova nu e mijloc de transport în comun. Nu prea circulă lumea. Ah, da. Nici dinspre Orșova spre noi, nici noi spre Orșova, doar turiștii care vin din zona Craiova, București. Dar ei cam sunt singurii care folosesc transportul în comun. Uite, sat total de popor. Câte mașini am văzut. Și lipsa unei oricărei activități, adică nu e... Nu vezi animale, nu vezi nimic, nu vezi...
E trist. Și Oltenia e în zone întregi, sate în care nu întâlnești pe nimeni. Da, pe de o parte e un curs oarecum normal, pentru că satele astea au fost populate artificial, mai ales de Habsburgi și de Austro-Ungari. Sunt sate, exemplu, pe care am trecut acum, e un sat maghiar, sate germane, sate... Deci erau populate pentru că Imperiul a dezvoltat foarte mult zona asta agricolă, minerit, păduri și așa mai departe. Și a continuat oarecum ideea și în timpul comunismului, dar acum... Da. E bun pentru turism, dar și acolo e, e un mare dar. Dar oricum zona, să știi că e spectaculoasă, ca relief, combinația asta de culori și la ora asta dimineții chiar munții e... Munții ce vedem la orizont sunt ani, după ei e Anina. Da. Trebuie să faci treabă. Ia uite, Cosmin, avem eoliene și aici. Avem turbine și aici. Una merge, una stă. Astăzi nu prea bate vântul. Adică de când am venit eu, ieri n-a bătut vântul. Acum începe sezon de vară, mai ales că e cald, mai devreme decât ar trebui. Deja vântul se cam oprește. Vântul aici pe Clisura e dat de diferențele masive de temperatură pe culoarul Dunării și munți, care creează vântul astea puternice la noi. Oricând temperatura se cam egalizează, fie iarna, fie vara, vânturile se cam opresc. Deci avem vântul primăvara și toamna puternice. Traseul nostru continuă spre Reșița. Am părăsit drumul de Timișoara. Iar peisajul e de-a dreptul wow. Dimineața asta de aprilie, cu ceață joasă și cu soarele care începe să încălzească, face un peisaj care orice fotograf ar fi invidios. Aici să vii și să stai pe dealurile astea, pe coclaurile astea, să le iei la picior așa, ai foarte mari șanse să surprinzi niște cadre spectaculoase în natură. Da, ne apropiem de nordul Banatului Montan, începem de aici de la Guruia și până spre Semenic. Peisajul e, nu sunt mulți munți foarte înalți, la Semenic ajunge pe la 1200 de metri altitudine și Poiana Mărului, dar sunt extrem, extrem de pitorești și accidentați. Mult calcar, eroziune mare și creează peisajele astea extraordinare. Le vedem împreună. Ne cam apropiem de destinația noastră, de Reșița. Dar foarte, foarte spectaculos traseul. Deci chiar e un drum din ăsta de te pun un pic la încercare, atât șoferul cât și mașina. Mai apar câte un biciclist, câte o chestie. Da, și surprizele din traficul românesc te țin viu cumva. Plus starea carosabilului care pe aici pe acolo mai are câte o chestie din asta lipsă, adică gaură. În România înveți să conduci și testezi mașinile și știi ce mașini sunt ok și ce mașini nu. Iar tu ca șofer n-ai cum să nu înveți să conduci numai din experiențele care le capeți în condusul de zi cu zi. Am făcut o oră, o oră și un pic. Da. Bine, am mers mai încet. Regulamentar, nu? Regulamentar, da. Da, intrăm în Reșița și intrăm de sus de undeva. Da, intrăm spre Moldova Nouă. Spre centrul vechi al Reșiței. Cartier francez. Este un cartier destul de frumos dezvoltat cu ceva ani în urmă. Niște căsuțe foarte faine. Ne apropiem de capitala Banatului Montan. Așa că Reșița e reședința de județ, nu Caransebeșul. Da, Reșița. Reșița a fost un oraș foarte dinamic pe timpul lui Ceaușescu, ca să nu mai urez pe timpul Imperiului. Aici era o bună parte din industria grea a Banatului, nu vorbim de topitorii, oțelării. Da, cred că e muzeul locomotivelor. Muzeul locomotivelor, deci mașini, industrie grea de mașini, de, cum am zis, topitorii, oțelării.
foarte multe lucruri și a fost un centru al industriei de război germane, multe fabrici germane din timpul celui de-al război mondial au produs aici, deci Reșița a fost ce trebuie. Nu avem multe parte de aici, avem Ocna de fier, care asigura necesarul de minereu de fier pentru furnale, pentru topitorii. Avem faimoasele uzine Renk, care produceau germane, care produceau reductoare, se făceau motoare navale aici, deci industrie serioasă. După Revoluție, hai, nu o să mai să continui, că începe partea depresiv, depresionantă. România produce fabrici de împachetat fum. Avem foarte multe și vise. Păcat. Dar eu, oricum, zona este super frumoasă și poziționarea asta între munții ăștia nu foarte înalt. Amintește un pic de Brașov, știi? Genul ăsta de oraș între, în depresiune, așa. Da. Se încearcă turism, dar adevăratele stațiuni și locații faine sunt în jurul Reșiței, nu Reșița în sine. Cam timid turismul în Reșița, pur și simplu, sau pe ce ține de Reșița, din păcate, așa că Reșița e unul dintre, are aceeași poveste ca restul orașelor din Matu Montana, adică una destul de tristă. Lumea a plecat pe dincolo, de populate masiv. Rămâne capital de județ, mai are ceva economie, dar departe de gloria de odinioară. De pe sate, când eram copii mici, adolescenți, chiar studenți, să vii la Reșița era călătoria lunii. Să vii la Reșița, la celebrul complex Nera, să îți cumperi ceva de acolo, să... Oricum, mi se pare că Carașul e cel mai mare județ din țară, oare? Da, cred că Timișul e un pic mai mare. Dar Carașul e foarte... Și totuși, vezi, l-am tăiat destul de repede, am făcut 100 de kilometri în... Da, l-am străbătut exact de jos de la Cristi. Bine, mai, noi n-am terminat, că l-avem, avem Caransebeș, Muntele Mic. Da, mai e și încolo, știu. De Hunedoara. Da, noi acum mergem la destinația noastră, încheiem filmarea acolo, o să vedeți despre ce e vorba. Deci mai avem vreo 30-40 de kilometri. Da, mai e și încolo, știu, da. Da. Am ajuns la destinația noastră. Aici este casa Alex. Problema este că cred că nu vom putea parca. La inaugurare o să fie multă lume, inclusiv noi. Aici este adresa din Reșița. Dar deja văd că e foarte multă lume, Cosmin. Da. Uite, bag acolo după opolul ăla. Acolo mergem în spate. Ne dăm jos să mai luăm niște imagini și de afară. Domnul și-a cumpărat o roabă deja. Sau din staful tehnic. Asta că am da, deși. Roaba e la mare putere. Bag aici frumos. Ia uite și toaregul. E bine. Noi ne apucăm de partea dificilă de aici. Asta a fost episodul cu plimbarea cu Mercedes-ul. Ciao, dragilor. Am ajuns la destinație și aici de la lucrurile se întâmplă. O să... Văd că pentru prima oară e 8 și un pic dimineața și e ceva... E destul de... Bun, Cosmin, ne vedem cu bine, noi ne și noi episoade. Ne vedem cu bine, dragilor. Ciao, nu uitați să bubuiți butonul de like și de abonare. Da, subscribe. Da, da.